Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 15 august, ești sociabilă, politicoasă și ospitalieră. O atitudine pozitivă te încurajează să cauți ce poate fi mai bun ca viața să-l ofere și, de obicei, îl găsești. Îți iubești casa, primind o mare bucurie dintr-un mediu armonios și lucruri frumoase. Ușile casei tale sunt întotdeauna deschise și ești caldă pentru orice oaspete, dar familia și cei dragi joacă un rol special în viața ta, dorești atenția și recunoașterea celorlalți și, grație unui temperament optimist, vesel, câștigi cu ușurință respect și popularitate. Încă din la ai manifestat ca lider. Abordarea ta cu adevărat regală chiar și a celor mai obișnuite evenimente este un semnal unui stil de viață care nu permite monotonia în viața de zi cu zi. Tu nu ești deloc absorbită de detalii, preferând în schimb să-ți concentrezi atenția pe linia principală, pe marele spectacol. Cel mai important lucru pentru tine este să arăți lumii un chip regal și nobil și vei face tot ce este necesar pentru a-ți păstra reputația. Semnul tău zodiacal aparține constelației Leu. Semnul zodiacal Leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: dezinteres, armonie, integritate, hotărâre, posesivitate. Fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun. Dotată cu inteligență remarcabilă, Poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte șaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți, va permite să ți direcționeze energia ta irepresibilă în direcție cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă, încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu coplești pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută, de obicei, la armonizarea relațiilor. Din exterior, Pari a fi o persoană căreia totul este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este soarele, de la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și a celor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de independență în gândire, precum și pentru dependența de impresia celorlalți despre tine. Ești autosuficientă. Nu îți place să fii sub tutelă. Te străduiești pentru independență de la o vârstă fragedă. Ești predispusă la decizii pripite, dezamăgirea nu este neobișnuită în viața ta, dar aproape întotdeauna reușești să depășești necazurile vieții. În familie, ești flexibilă și sinceră, îți exprimi deschis sentimentele, iubești romantismul, de la un partener, ai nevoie de puțin, acceptarea intereselor tale, loialitate, devotament. Pentru aceasta, ești gata să rambursezi integral, ești grijulie, generoasă, ai o responsabilitate inerentă, dar încăpățânarea îți aduce multe probleme. Te poți afla în fruntea unui grup de familii mari, de afaceri sau grup social și te simți de fapt cel mai confortabil într-o poziție responsabilă. Tu nici nu-ți dai seama de natura ta imperială, deși pentru alții acest lucru este mai mult decât evident. Ești înconjurată de onoare și respect. Casat este un palat, soțul tău este un rege, copiii tăi sunt prinți și prințese. Bunătatea și căldura nu sunt atrăsăturile tale principale, dar ar trebui cultivate și încurajate. Aceasta nu înseamnă că în mod inerent ești crudă sau fără milă, doar că energia ta puternică mătură totul în calea sa ca un val uriaș care nu cere permisiunea navelor sau a scoicilor înainte de a cădra peste ele. Este destul de dificil să-ți controlezi emoțiile, deseori dând peste margine, așa că poți face ceva stupid în căldura pasiunii, despre care vei regreta mai târziu. Așteptările tale mari nu sunt întotdeauna justificate deoarece orice restricție asupra stilului tău independent este de obicei întâlnită cu rezistență și încăpățânare, acestea trebuie invocate cu prudență și tact. Te distingi prin sentimentalitate, iubești să fii admirată. De obicei, ai o dispoziție fericită, obținând o reîncărcare emoțională bună. Este foarte dificil să găsești un tiran ascuns în spatele unei măști aparent moale și a acestui farmec extern. Te distingi față de alții nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești generoasă, deschisă, disciplinată, carismatică, natura ta contradictorie puternică și mândră, este în concordanță cu sentimentalismul, nevoia de iubire și admirație, tu la nivelul fizic nu ai nevoie doar de atenție, ci de dragoste pe margini, renunțare sacrificiu și dorința unui partener de a se dizolva în interesele tale. Cum afectează data de 15 august soarta ta? Pe tine soarta te favorizează să devii lider încă din pruncie. De la o vârstă fragedă te apropii în mod conștientă de toate. Viața ta nu poate fi obișnuită. Ești generoasă și responsabilă. Nu-ți place să intri în cicluri? În detalii, prefer să mergi pe linia principală. Vrei să te prezinți în cea mai bună lumină, pentru a-ți arăta caracterul nobil și manierele regale. Poți ocupa o poziție înaltă. Poți fi în fruntea unei afaceri de familie, a unei organizații publice, a unei întreprinderi de frunte. În rolul superiorului te simți minunat. Îți place să fii responsabilă și să iei decizii importante. Reușești întotdeauna să găsești o cale de ieșire din situații dificile. Greșești foarte rar, ești politicoasă cu subordonații, îți este dificil să faci față emoțiilor tale, într-o potrivire a acțiunilor eruptive, poți face multe greșeli și lucruri stupide, pe care ulterior le vei regreta mult timp. Dacă ai fi mai îndulcită față de oameni, problemele ar fi rezolvate mai ușor, pentru ca furia ta să nu cadă asupra cuiva, ceilalți trebuie să fie atenți cu tine așteptările tale nu sunt întotdeauna justificate. Ești atașată de cei pe care îi iubești? Nu eziți să să-ți arăți dragostea și admirația. În viața de familie, vei fi fericită dacă vei primi sprijin emoțional. Cu toate acestea, ești adesea geloasă și cu manifestări ascuțite. Ești prea sensibilă. Cea mai mică cauză de nemulțumire te poate nebuni. După aceea, tu regreți ce s-a întâmplat? Dar nu poți face nimic cu tine însă, doar o mică parte din planurile tale sunt realizate. Eșecurile tale sunt legate de lupta împotriva interdicțiilor și de regulilor care te limitează. Este foarte important pentru tine să simți libertatea, încercările de a asasina libertatea ta sunt considerate acțiuni ostile. În viața ta personală este foarte important să simți căldura spirituală a unui partener. Stabilitatea în relațiile cu sexul opus este importantă pentru tine, dragoste și compatibilitate, ești un adevărat romantic și protector al celor dragi, îți dorești să faci parte dintr-un cuplu, să creezi o familie sau să intri într-un grup, în relații strânse, ești caldă și blândă, dar poți deveni emoțional dependentă de un partener, cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător. Cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți, iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteți sofisticați din balanță și tu ca un lider luminoz în leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți. O alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte. O alianță nu prea bună te așteaptă cu scorpionul și una nefericită cu taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea de ți recunoaște domnia te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, ești înzestrată cu un farmec ridicat, ești prietenoasă, ospitalieră, emoțională. Îți place să fii în centrul atenției, dar nu ești inclinată să demonstrezi propria ta superioritate. Ești un practician. Teoria, știința, nu sunt pentru tine. Îți place să experimentezi, să înțelegi necunoscutul. Ești responsabilă, executivă, nu-ți lipsesc calitățile de conducere, ești persistentă, optimistă tu știi să ieși din cele mai dificile situații de viață cu capul ridicat. Poți deveni un interpret excelent și lider corect. Alegi singură domeniul de activitate. Știința te va pasăna numai dacă ești individualistă, răbdătoare, asidua, concentrată pe obținerea de cunoștințe, sănătate și boli. Principalul tău inamic este supraalimentarea. Pasiunea pentru alimentele foarte gustoase, dar completă nesănătoase duce la dezvoltarea bolilor gastrointestinale. Comportamentul tău expansiv în raport cu lumea se reflectă parțial asupra tendinței tale pentru mâncarea gastronomică. Pasiune excesivă pentru mâncarea gustoasă, dar nu întotdeauna sănătoasă îți provoacă daune ireparabile. Mâncarea, în care predomină diverse dulciuri și grăsimi, poate provoca nu numai obezitatea, dar poate provoca o încălcare persistentă a activității cardiovasculare. Există o singură cale de ieșire, încearcă să echilibreze dieta obișnuită. Sunt recomandate exerciții fizice regulate, cu consum energetic ridicat, de la sporturi ecvestre la un program complet de aerobic. Un mare plus pentru tine este un parteneriat sexual lung. Dacă vrei să duci o viață lungă și fericită, ar trebui să îmblânzești propriile tale instincte de leu, destinul și norocul. Universul a hotărât să fii harnică, cu bunăvoință. Se poate spune că te-ai născut sub o stea norocoasă. Ești un prieten corect, minunat, vei veni mereu un ajutor. Nu vei da greș, nu vei trăda. Dar, ajutând oamenii, rezolvându-le problemele, nu ar trebui să uiți de propriile interese. Sacrificiul nu este întotdeauna adecvat, mai ales dacă este în detrimentul persoanei în sine. Sfaturi pentru tine. Ești sfăduită de stele să te ferești de ostilitate. Pentru realizarea rapidă a obiectivelor și cooperarea constructivă la locul de muncă, nu strică să înveți să faci compromisuri. Nu poți excela în fiecare afacere, învață să cooperezi cu oameni ca tine. Ferește-te de dorința excesivă de control și admirație. Ascultă cu atenție ce spun oamenii când încearcă să-și exprime sentimentele. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, regina fiarelor, îți place să accepti daruri? de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate, procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului, felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecierile la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine. Cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile, numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să țin doi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare. Nici o bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unei artiste de stradă necunoscut? dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al lui al 16-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit. Nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur, atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhidee, trăndafiri stacojite vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale. Telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu. Parfum, cosmetice, de la producători de renume. Același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante. Culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă. Nu trebuie să uite care va de tratamentul pentru tine. Pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste măr și țări un cadou preambalat din supermarket, îl vei considera un comportament inadecvat, ba chiar un cadou jositor, ca pisică grațioasă, adori confortul și, prin urmare poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă, o pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original, dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să ți da cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat, vei decide pentru tine însă ce să cumperi ca dar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onorezi pe donator în egală măsură de ziua lui. Acesta este un portret general pentru tine te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.